Distinși privitori, cei mai mulți dintre noastre nu mai sunteți de mult la gradul de musafiri, așa că introducerile sunt de prisos. Știți că erau vremuri când introduceam, făceam așa un fel de anticameră, mai are niciun sens. Am primit un plic majestuos din Statele Unite ale Americii cu niște cătușe. Ia uitați-le aici. Evident că sunt la dispoziția cui le dorește. Atenție, sunt obiect de patrimoniu în Statele Unite, le datează de la 1887. Iată-le. 1887 până la 1900. Nu le-am încercat, vă spun sincer, dar suntem tentați, măcar dacă nu alții, atunci noi. Cătușe americane venite din statul Texas. Statul Texas care este cât Franța de mare. Practic, deci... Și... Asta cred că mi-ar servi pe stradă dacă m-aș întâlni cu Maiorul Voicu. Este o insignă de FBI. Îmi place cum strălucește. O să vede foarte clar. Este o insignă de FBI. A, că mi-aș agățau acum în piept, dar mi-e frică să nu mă omor. Pentru că are într-adevăr un ac aici, neavând o femeie pe lângă mine, că știți că au cam dispărut aducătoarele de torturi și de flori. Aș risca probabil prea mult pentru telespectatori și ezit să fac acest lucru, dar sigur pe un palton, dacă aș avea o bundă ceva, mi-aș înfige-o. Și atunci, sigur, dacă aș ieși pe stradă, ca revoluționarii aia, ca tablagii, totuși cu FBI un piept, cred că altfel aș fi privit. Ok, m-ar filma de la ambasada Statelor Unite, probabil că mi-ar trimite mai întâi prin curier. Uite-l, bă, frate, țânțarul. Deci mi-ar trimite prin curier chestiunile astea. Sunt obișnuit să primesc de la tribunal tot felul de depeșe. Mi-ar trimite și ambasada Statelor Unite. Probabil că m-ar invita, m-ar întreba de unde o am. Eu fiind un om cinstit, oricine mă poate verifica, am primit-o prin curier, da, din Statele Unite, este din același stat, Texas. N-avem probleme, n-avem nimic de ascuns. Ia să vedem asta de unde e. Este de la Marian, ăsta e. Din Texas, are 30 de ani și ne trimite aceste dovezi că urmărește emisiunea. Un cadou pentru baronii locali, spune el, și pentru politicienii corupți. Mai puțin, sigur, asta cu insigna FBI. Este din Denton, statul Texas. S-a mai primit de la Paris o imagine dintr-un muzeu cu arta africană, frumoasă carte poștală. Este vorba de muzeul de pe Quai Branly, foarte cunoscut la Paris. Asta este o mască din Côte d'Ivoire, de la 1900. Dragoș Oancea ne scrie, de la Paris. Am mai cunoșteam o domnișoară Oancea de la Paris. Sper că Dragoș ăsta să nu fie cine mă gândesc eu. Bun. Avem o imagine de la Gabice, din Italia, o plajă în alb negru, de data asta de la oameni care își petrec vacanța acolo, o stațiune în cizmă și interesant ce ni se spune pe spate, e o ștampilă de Bologna. Vă trimit un strop de mare, domnule Banciu, să vă mai treacă tristețea ratării la mustață a postului de consul. Inițial a scris consul cu că mic, dar s-a corectat. Aveți dreptate să scrie în cazul meu că mare. Acum aveți însă toate șansele să ajungeți director la TVR. Așa este. Să nu o dați afară pe doamna Almășan. Poate faceți împreună emisiunea Cum ar fi. De la un telespectator în vacanță în Italia, 29 iulie. Bun. E, domnule, sigur, asta cu TVR-ul... Robert Turcescu fusese aproape, a ieșuat și el. Eu n-am, ca să fiu sincer, n-am primit niciun zvon, măcar că cineva s-ar gândi la mine pentru TVR, pentru că e ca și cum ai avea o țară comunistă și ai vrea să-l pui pe președintele Statelor Unite șeful ei. N-am cum să mă duc în TVR. Vă dați seama, este totalmente absurd. Adică, odată când ar chema un astfel de om... Sigur că TVR-ul nu și-ar mai avea sensul. Eu aș schimba și denumirea instituției, nu s-ar mai numi TVR.
Nu mă pot chema pe mine. Ei au nevoie să ducă în continuare șandramau asta la infinit, în stilul românesc. Se va schimba niciodată acolo. Nimic. Indiferent cine va fi director general. Am primit și niște ziare din Norvegia, de la Ioana. Păcat că nu ne-a scris mai mult, dar în orice caz ziarele rămân. N-a făcut. Opa, nenea ăsta e un turban? Da, da. E ministru din Afganistan. Iată-l. Așa că să fim precauți. Tocmai vreau să spun că ziarele astea nu sunt făcute de Ion Cristoiu și se și vede. Aici un ziar pe care Ioana probabil din emoție l-a trimis de două ori. Este același ziar, dar noi nu ne supărăm. Bineînțeles și prea plecați de mulțumim celor care în continuare se vede că sunt în vacanță și ne trimit una alta. Deci cătușe, insignă FBI, Che Branly, stațiunea din Italia și ziarele din Norvegia. Pentru o zi, eu spun că este suficient. Dar haideți acum să trecem la lucruri mai interesante, care sigur ne-au adâncit un pic în studiul lecturii și al contemplării. Ei bine, se pregătește de însurătoare un membru important al clanului Năstase. Este vorba de Andrei, care a găsit o fată astăzi în vârstă de 24 de ani. Ei sunt împreună de când ea avea 19 ani. Fata, în orice caz, o cheamă Bianca Ciuvăț. A făcut dreptul la Universitatea Română-Americană, pe care a cochetat cu modeling-ul, dar în cele din urmă a intrat în afaceri. Sigur, asta nu este o surpriză, având în vedere că Tasu era un afacerist veros, avea o firmă de pază, era patronul unei firme de pază, evident, printre alte delicatețuri, pentru care a și fost suspectat de polițiști și de procurori de evaziune fiscală. Evaziune fiscală de 2 milioane de lei între 2007 și 2012. El ar fi folosit documente false și înregistrări contabile fictive pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale. Se pare însă, din păcate, că afacerea s-a cam mușamalizat și de pe această cale încercăm și noi să o redeschidem, dacă putem, să intre cineva mai abitir în aceste socoteli, nu de alta, dar să nu-i lase prea liniștiți pe cei doi turturei. Fata, vă mărturisesc, este foarte drăguță, o să o și arătăm, că e genul de femeie pe gustul meu, așa, mai degrabă mie mi s-ar potrivi decât lui Adrian ăsta mic, adică lui Andrei. Iată-o, mă rog, eu nu pot să o văd foarte clar de aici, dar o recunoașteți pentru că este între cei doi titulari. Dar asta este doamna Bianca Ciuvăț. O vedeți și aici, alături de întreaga familie Năstase. Dar știți ce aș remarca la imaginea asta? A? Cât sunt ei cu toții năstașii? Cât sunt ei cu toții de rumeni așa în obrăjori? A? Vedeți cumva pe ei vreo grijă pe fețele lor? Oameni care totuși, da, condamnați și el și ea. Condamnați de justiția din România, ei sunt fiii unor condamnați, da? Ea este viitoarea noră, nora condamnaților, uitați-vă puțin cum s-a înghesuit în el, adică în Adrian, în Andrei, așa, cum stăia frumușica acolo, ia atenție, fiica unui suspect de evaziune fiscală. Deci, pe scurt, dragi prieteni, cam așa arată o familie fericită în România. Ăștia sunt, bă, fraților. Da, încoată, spunem Bianca Ciuvăț, mai ales că are și un nume de familie urât. De acum am spus, întotdeauna femeile frumoase au acest apanaj, dar întotdeauna se ascund după un nume de familie care nu le face cinste. Dar, drăguță, fata, nu avem nimic de comentat aici, doar că, vă spuneam mai devreme, lucrurile nu sunt foarte clare în ceea ce privește familia ei. Între timp, de când s-a cuplat cu fiul lui Bombo, cu fiul cel mare lui Bombonel, tânăr a apucat să-și deschidă un magazin în Dorobanți. Iar ulterior s-a spus despre ea că ar fi parteneră și în alte afaceri. E, devine încet, încet o adevărată doamnă Năstase. Asta ca să nu se plictisească, sigur, în timp ce iubitul ei, ci că ar avea niște cluburi de fițe pe care le deține și, sigur, acolo se concentrează pe scris, în general, în ele, sau în cabana lui de la Arzuga. Ei sunt mari proprietari în general. Așa, cum l-a cucerit, o să vă întrebați pe Andrei Năstase, de ce ea? E, uite, totul a fost firesc în relația noastră,
Mă bucur că Andrei a lăsat lucrurile să meargă de la sine. M-a cucerit prin mult bun simț de care a dat dovadă și acum pot să constat că ne potrivim, spunea ea în urmă cu 2 ani. Astea sunt într-adevăr niște declarații stupefiante, dar poate fata are dreptate. Astăzi nu mai găsești bărbați cu bun simț, e adevărat. Toți sunt niște terchea-berchea din primele minute. Dar mama, sigur că venind dintr-o familie de pămpălăi, sigur că ăsta mic nu putea să fie, mă luam, chiar atât de crud, adică nu-i Bureanu. Bureanu, sigur că de la prima întâlnire, dacă s-a enervat pe ea, îi dădea un dos de palmă. Nu-i cazul ăsta al lui Năstase. Andrei, care până la urmă se ține de politică, așa cum lăsa să se înțeleagă la un moment dat, era plin de politică în unele momente. Țineți minte că și la cabinetul unui europarlamentar, da, ăla e Mihnea, de fapt, cel care e la cabinetul europarlamentarului, dar n-are nicio importanță, sunt PSD-iști în genă amândoi. Dar noi așa știam la un moment dat că vor face 100% politică, adică nu aveam nicio altă variantă. E, uite că se ocupă de prostii, cluburi de fițe, cabane, nu știu ce. Mihnea, care deocamdată nu e, dar poate găsește la Bruxelles ceva, dacă tot e la cabinet. Mihnea nu e prins deocamdată decât așa, a spune, pasager, mai iese la mol cu câte una când se duce cu toată familia. Altfel n-ar fi îndrăgostit încă Lulea, adică să merge pe nunta ăstuia mare, că ei sunt tradiționaliști. Da, întâi să-l mărite, că să-l însoare mi se pare cam exagerat, întâi să-l mărite pe ăsta mai mărișorul. O fată totuși interesantă, nu l-aș sfătui să plece foarte departe de acasă, mai ales că și asta e unsă cu toate alifiile. Că știți cum e, dragă domnule Andrei, să nu găsească unul cu și mai mult bun simț pe undeva, pe acolo, pe la cornu. Ce știu eu, cum sare la un moment dat viezurile sau ce știu eu ce curmal sau ce se mai întâmplă pe la ei prin o gradă să pice. La rubrica de mortul zilei, dragi prieteni, soția unui miliardar, da, unui milionar în euro și unui multimiliardar în lei, Coca Micu, 55 de ani, s-a aruncat până la urmă de la mansarda locuinței sale, de la o înălțime de 7 metri și în ciuda intervenției medicilor ieșeni, n-a mai supraviețuit. Aș vrea să vă spun însă de la început că ea este soția unui milionar dân Vaslui. Deci iată o dramă iarăși în județul care ne-a consacrat această emisiune. Femeia a încercat în mai multe rânduri să-și pună capăt zilelor, mai întâi cu clasica tentativă de a înghiți câte pastile intrau pe gât. N-a reușit, pentru că medicii vasluieni, spitalul județean din Vaslui, au reușit să o salveze. I-a ieșit de data asta cu aruncatul de la mansardă. E posibil ca ea să fi suferit de o boală incurabilă. Este soția patronului Redcon I, domnul Neculai Micu, un mare om de afaceri al județului, la care deținea o firmă de materiale de construcții în ultima perioadă, că lucrurile scârțâiau un pic de tot. Firma deja începuse să fie condusă de fiul acestui individ pe numele său Neculai Micu. Firma este desprinsă din Radical Grup Vaslui, cea mai mare firmă de profil din județ. Să înțeleg că ăștia erau concurenții în afaceri aludita mai Adrian Purumboiu, chiar dacă Purumboiu e pe bază de combină, pe bază de nutreț, pe cereale se ocupă el, ăștia erau cu... îi făceau Purumboiu, probabil, grajdurile, dar după care el le exploata. Micul ăsta deținea împreună cu Ionel Sandu o firmă. Iată că până la urmă i s-a sinucis muierea la 55 de ani. Dramă și pentru Dorin Cocoș, o dramă nesfârșită trăiește acest cetățean. Uite, dacă nu l-aș cunoaște suficient de bine, chiar că aș întreprinde așa o mini-chetă pentru el, am apelat și la prietenii noștri consacrați din presa scrisă, dar să-l ajutăm sentimental vorbind, o vorbă bună cu un psiholog, cu o chitară, în general cu un pahar de bere bună, cum probabil domnul Cocoș n-a băut foarte mult la viața lui, ce știu eu, nu cu... să nu intrăm în amănunte de astea de Manciuria și de tot felul de firme de șampanie franțuzească, că acolo se pricepe domnul Cocoș mai bine decât noi, nu la lucruri de astea bazice. Omul trăiește drama vieții lui în fiecare zi. Asta după ce, sigur,
s-a despărțit de Elena Udrea, s-a despărțit fără mare tam-tam, au fost deștepți cei doi, o despărțire simplă la notar cu o semnătură, n-aveau copii, nu făcuseră foarte multe împreună, s-au pupat acum când s-au revăzut, adică au rămas prieteni, așa cum fac în general toți barosanii în România, pentru care căsătoria nu-i decât un edificiu din cărți de joc, îi păstrează în continuare o relație ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ăștia sunt oamenii pentru care nu contează foarte mult lucrurile profunde, contează aparențele. Dar așa gândeam noi. E bine, acum am văzut că lucrurile nu stau deloc așa. Cât nu l-am bârfit pe cocoș ăsta, cât nu l-am invidiat văzându-l cu Elena Udrea, văzându-o pe Elena Udrea cum arăta în momentul în care s-a cununat civil cu Dorin Cocoș, deci așa ceva nu se poate povesti. Da, toți bărbații din România, chiar dacă nu recunosc, l-au invidiat pe Dorin Cocoș. Aflăm acum că săracul are inima făcută zdrențe. Este arșice, practic, omul. Suveică, practic. N-a mai rămas nimic din el. Dita mai bun, mamutul. Odată ce a ieșit de la pușcărie, a pus mâna pe telefon, a chemat-o pe Diana Roibu, asta, soția lui, moldoveancă, fostă stewardesă pe Emirates. Am aflat. Aia este ca și cum ai lucra secretară la Casa Albă. Deci, pentru o cetățeancă din Republica Moldova să ajungi să fii stewardesă pe Emirates, este ca și cum ai fi angajat al lui Barack Obama. Mai mult de atât nu se poate. Deci, atenție, așa a și cunoscut-o de altfel distinsul Dorin Cocoș. Bine, a fost dragoste la prima vedere, deși să știți că domnul Cocoș cunosc și eu vreo 6-7 fotbaliști și sportivi în general și Boris Becker, de altfel, s-a îndrăgostit în zbor de o stewardesă din Togo, chiar dacă el nu zbura pe liniile aeriene togoleze, că alea n-au drept de survol în Uniunea Europeană sau în Statele Unite, în momentul în care te-ai urcat într-un avion matriculat în Togo, n-ai nicio șansă să supraviețuiești. Deci, aia e ca și cum te-ai sinucide. Nu. Boris Becker zbura la business class în Europa și Statele Unite, numai că stewardesa era din Togo. Cum a văzut-o Boris Becker? Și că avea un pahar de grefuit, de suc de grefuit în mână, vorba vine, un cănoi, cam așa. Când l-a văzut, l-a scăpat pe el și, sigur, de atunci știți ritualul din filmele cu Marilyn Monroe, repede femeia a dat cu prosopelul să, așa, l-a șters peste pantalon, pe nasturii de la pantalon, pe brăcinar, pe curea, peste tot și s-a înfiripat între ei. O dragoste fantastică, foarte mulți jucători de fotbal. Christian Carambeu a cunoscut-o pe Adriana Sklenarikova în zbor. Jean-Pierre Papin pe Florence, a doua lui soție, tot în zbor. Cele mai multe femei, în general, din viața sportivilor sunt stewardese. Ion Țiriac a cunoscut nu știu câte femei, tot așa îi plăcea să zboare, al dracului de tare. Treaba asta n-am putut să iert niciodată. Și pe toate pe care le cunoștea, nu le lua de nevastă, dar în fine le trecea la el în vocabular, în catastif. Așa i s-a întâmplat și lui Dorin Cocoș cu Diana Roibu. Numai că interesant, femeia, cum a intrat omul la pușcărie și la greu în general, cum a fugit înapoi în Dubai, pe acolo și are sediu această companie aeriană, și gata. Omul a dat telefoane peste telefoane și e scump minutul până în Dubai, că Dubaiul nu are, am văzut și eu m-am uitat la chestiile astea, nu are, cum să spun, forfeuri telefonice cu Uniunea Europeană. Deci dacă sunt 2 minute acolo, ești gata. Ai rămas fără credit. Deci costă foarte mult. În fine, ăsta, la el nu conta. A sunat de câteva milioane în Dubai. Femeia a fost de neînduplecat. Dar hai că până aici mai mergea treaba. Bă, l-a părăsit, l-a considerat un escroc, deși sigur că el nu e. Da, femeia cinstită, nu știu ce. Nu, a aflat domnul Cocoș, s-a reîndrăgostit de un multimiliardar, mai tânăr decât Cocoș, probabil încă nepușcăriabil, da? Nu vreau să spun mai frumos, că este indecență. Facem aici chestiuni, sunt subiective astea, dar de un străin, în orice caz, putred de bogat. Putred. Condițiile astea, Alderamona Gabor, care își fac veacul în Dubai de câteva decenii, aș putea să spun, sunt nimic pe lângă doamna Diana Roibu. În aceste condiții, ci că spun apropiații lui Dorin Cocoș, omul este trist ca un pachiderm din ăla care a rămas fără consoartă la o grădină zoologică de pe undeva prin nordul Germaniei, unde vremea e cumplită, știe boșorogul meu.
La unde vreme ai cumplită și unde dacă mai rămâi și fără iubita ta de o viață, ce să faci ca elefant? Te plimbi toată ziua prin cuștile alea. Ești trist, suferă enorm, primește lovitură după lovitură. Nu și-a mai revenit. Acestea sunt cuvinte. Deci ne putem aștepta, Doamne ferește, la cei mai rău în zilele care urmează. Doamna Udrea, dacă v-ați plictisit sau dacă nu v-ați plictisit de tinerelul ăsta din imobiliare, poate, cine știe, dați o mână de ajutor domnului Cocoș. Femeile cu suflet, cred că pot să facă asta. Întoarceți-vă, lăsați-o pe aia cu ciorba reîncălzită. E o tâmpenie. Tot tâmpenie. Este fascinant, după părerea mea, să poți să reiei o relație după un anumit moment. Vă dați seama, cu câtă tandrețe, cu câtă dragoste re pornită, da? Adică nimic nu poate să fie mai frumos decât să reiei o poveste lăsată la un moment dat într-un loc de ăsta, de paragină. Deci, nu discutăm neapărat de pasiune, dar și astea să știți că vin. Da? Reformați un cuplu dintre ăsta, mai ales că acum ați vedeți, clasa politică e varză, da? E nevoie de relații, da? E nevoie, partidele politice sunt la pământ, nu se știe. Milioanele astea, poate că nu mai sunt așa de vigilenți nici băieții care vă cutreierau la un moment dat. Deci eu spun că se poate încă face un business frumos, da? Nu este nimic pierdut. Da, statul investește în penitenciare, am înțeles, să trimit bani, în sfârșit ne apucăm de construit pușcării de lux. Deci, după părerea mea, lucrurile se merg spre bine pentru oameni de un asemenea calibru. Ar fi păcat să vă irosiți, doamna Udrea, cu, iertați-mă, un mocofan dintre ăsta care... Evident că vă place, evident că e îndrăgostit. Dar cine nu s-ar îndrăgosti de Elena Udrea măcar 24 de ore? Deci nu-i dați atenție. Și probabil că v-a spus și cel de sus. Da, nu-i dați atenție că bărbatul are și el o moftă, așa, cine știe ce pariu o fi făcut, poate chiar cu Jean-Paul Belmondo. Dacă ajunge lângă dumneavoastră că are o relație, se mândrește cu niște fotografii. În orice caz, Elena Udrea asta spune, cere să îi să desfacă această măsură de control judiciar, pentru că este fotografiată în toate ipostazele, nu mai suportă. Ne-a reamintit faptul că merge la toaletă, că doarme, că mănâncă, este un om normal, să fac poze peste tot cu ea. Când nu fac paparații, fac oamenii obișnuiți. Uite, eu măcar sunt cinstit, n-am nicio poză în memoria telefonului cu Elena Udrea. N-am, bă. Am cătușe, dar n-am poze. N-am fost atât de indiscret. Încă deși țineți minte, da, aveam aici ocazia de nenumărat. N-am fost, mă, nici autografe, nici poze, nici nimic. Deci, asta vrea Elena Udrea, să scape de controlul judiciar din acest motiv. Au refuzat-o judecătorii care sunt, într-adevăr, fără suflet în astfel de condiții. Așa e. Balanța asta a justiției trebuie să fie... echitabilă cumva, să nu se încline într-o parte. Sentimentalismele n-au ce căuta acolo, dar totuși, iată, să distrug viețile unor oameni într-un mod incredibil. Să știți că astea sunt irreversibile. N-ai cum să-i mai redai unui om fericirea după o asemenea suferință. Cruntă, de altfel. Iată ce citim și nu mai e Mădălina aici. Ar fi făcut o emisiune pe tema asta, săraca. 10 ani de pact între liberali și PSD. Adică un USL de două cincinale. Asta e marota liberalilor în acest moment. Când spui liberal, sigur trebuie să citești de două ori. Că vezi numele lui Vasile Blaga, un fost comunist, a ajuns până la urmă pedelist și după aia liberal, să cam întorc în mormânt marii liberali. Da, asta e. Așa au pățit și marile cluburi sportive, de exemplu, și mari oameni de afaceri, ai căror copii după aia s-au încurcat cu tot felul de surcele și lulele. În general, așa evoluează lumea. Uite, suntem într-o epocă a superficialității din toate punctele de vedere. S-ar fi gândit intelectualii noștri care își beau cafeluța în București, ăla al micului Paris, da? Pe calea Victoriei, că ajunge România la gradul ăsta de superficialitate. S-ar fi gândit cineva vreodată, în anii 60, de exemplu, când duduia, da, editura în România, când se traduceau cele mai importante cărți, încă Neanicu n-a apucat să strice nimic.
Era o țară, România, bine croită pe vremea aia. Nimeni nu s-ar fi gândit că se va ajunge în haosul comunismului și după aia în această epocă de diletantism pe care o trăim. Astăzi, edilii și oamenii cu responsabilitate în această țară, mari politicieni, vor să desfințeze bacalaureatul. Vor să desfințeze toate tipurile de examene. Pentru că, din păcate, au și ei copii. Orea n-au timp să învârtă o carte. Ăsta e adevărul. Deci România lui Ionescu, lui Cioran, lui Eliade sau lui Noica ajunge astăzi să rămână numai la școala garajelor, adică la școala vieții. Asta va fi România secolului 21. Sigur, din fericire, dacă se poate spune așa, nu suntem singuri. Prostia ne va cuceri literalmente pe toți, oriunde am încercat să fugim de ea în această lume. Pentru că lumea se îndreaptă, într-adevăr, spre un secol al inculturii crase. Nu mai poți să vorbești astăzi cu cineva care are sub 30 de ani despre nimic. În afară de superficialitățile astea de conjunctură. Bă, sunt ca noaptea de proști tineri. Am ajuns, râdeam de americani. Este catastrofal ce se întâmplă în România. Deci habar nu mai au de nimic. Pentru că, într-adevăr, așa am fi fost și noi. Trebuie să recunoaștem. Dacă am fi trăit în această epocă de astăzi. Și nu este nimic în afară de poze, în afară de bikini, în afară de toate sunt pe chat. Da? Deci consumul ăsta de internet absolut inutil. Pentru că acolo, în afară de convorbiri, sigur, dacă le citești pe alea, te înfiori. Scrise greșit, gramatical, bineînțeles. Ce să vorbești la telefon? Ce să scrii pe chat-uri toată ziua când tu ești un analfabet? Deci asta e societatea. Iată că oamenii politici, ca să vină în ajutorul celor prost pregătiți, pentru că ei n-au soluții, sunt și ei niște mediocri, vor să desfințeze treptat, asta e politica acestui comunism de tip nou. Că liberal, PSD și tot un drac. Da? Și încet, încet să se desfințeze orice formă de concurență. Să prevaleze numai nepotismul, numai superficialitatea, numai idioțenia. Către asta să merge. Da? Toți niște Marian Vanghelie. Ăștia vom fi finalmente. Pentru că oricum, tinerii de astăzi sunt aspirați, practic, ca de un canal dintre ăla de scurgere, sau de o piscină din aia care te înghite acolo, când sunt accidentele alea, țineți minte, prin canalele alea de scurgere, exact așa suntem și noi astăzi, mă rog, cei pe care îi vedem crescând în jurul nostru, cu această obsesie că domnilor vor fi prinși în malaxorul ăsta inevitabil, al nenorocirilor, foarte greu. Trebuie să stai închis în casă astăzi în România, de mic, da? Și să încerci acolo să-ți faci o cât de mică relație cu literatura, cu, nu știu, cu arta, cu muzica, cu orice, pentru că dacă nu, în momentul în care ai ieșit în mediul exterior, vei fi mâncat de cei pe care lucrurile astea nu-i vor interesa niciodată. Da? Oriunde te-ai duce, școala nu mai este ce faci la școală, stai 4 ore, după care și acolo, bineînțeles, nu se poate ajunge la un nivel de atât de ridicat încât copilul să iasă de acolo și să spună, da, domnule, într-adevăr, sunt multe lucruri pe care încă nu le știu. Ei, când au ieșit de la școală și sistemul ăsta, sigur, că sunt purtați toată ziua pe drumul și literalmente ajung acasă foarte târziu, nu mai are nimeni grija lor atunci. Părinții vin și ei târziu acasă, te mai poți ocupa de educația lui niciun fel, omul se uită pe tabletă, vede la televizor niște superficialități de-asta îngrozitoare, atât canalele de divertisment generaliste din România, sunt praf și pulbere. Deci imediat cum ai ajuns acolo devii dependent ca de o băutură din asta carbogazoasă, deci te electrocutează, practic este un șoc. Este un șoc. Și tu de fapt ești gol de conținut, ești o catastrofă. Deci ajungi la 20 de ani să nu știi să scrii românește. Să nu știi să scrii, dar chestii obișnuite, chestii banale, bă. Deci așa se va ajunge. Asta va fi societatea în cel mai scurt timp. Tot ce se vede cu bacalaureatul, cu profesorii care sunt mai slabi ca elevii, și așa mai, către asta duce. Deci o societate care se va sinucide, pur și simplu. Și la un moment dat vor muri pentru că le va veni voma aia, probabil, în gât. Nu vor mai avea ce să spună. Să intre într-un pat, cum e la șah, da? Să intre în patul ăla, nu mai poți să faci nimic, nu te mai poți mișca. Da? Să va ajunge probabil într-o situație de genul ăsta. Nu momentan, dar cât de curând. Dobitoci care își vor da pur și simplu cap în cap pe stradă, nemai având altceva să se... Sau cap în gură.
pur și simplu. Către asta, tendința către asta este practic oriunde în societatea de astăzi, devorează timpul și se devorează pe ea însă și altceva nu mai face. Bun, deci 10 ani de pact între liberali și... O să rămânem măcar cu asta. PSD-ul și PNL-ul, asta propune Vasile Blaga, le-a propus și celor din UDMR, o alianță pe un deceniu, să fie sigur. UDMR-ul e important. Și UNEPR-ul o să-i propună la un moment dat. Prin vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, premierul desemnat, vrea să negocieze cu PSD o înțelegere care să stea în picioare pe această durată de timp. Am mai vorbit noi despre Cătălin Predoiu, care vrea să ajungă premier, care își imaginează că va fi premier. Oare de câte ori a visat Cătălin Predoiu că este premier? Să n-ajungă la un moment dat cu o jenă în el, cum a fost Căcărău. N-a ajuns la Cotroceni, dar era doar interimar. Nu s-a putut atinge de marile decizii sau de butonul nuclear sau de chestiile astea, pentru că se gândea totuși, da, dacă noi fiind drituit să fac. El ia să pună degetul acolo la borcan când venea bunica și după aia trecea ața la zacuscă sau la dulcețuri. Știți, așa făceam și noi în tinerețe. Pune degetul acolo ca să poată să lege mai bine. Asta făcea Căcărău când ajunsese la Cotroceni. Atâta făcea. Intru într-o negociere acum. Atunci nu vă mai deranjăm. Inițiem discuții cu PSD, căruia sper să-i vină mintea la cap. A, deci o amenințare a detaliat prim vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, trebuie să ne orientăm spre teme adevărate. Haideți să vedem și noi, că poate mai apucăm unii dintre noi următorii 10 ani. Simplificarea fiscalității, menținerea echilibrului financiar-bugetar, reforma companiilor de stat, intrarea în educație și sănătate cu refacerea sistemelor. Tema cine licitează mai mult la relaxarea fiscală e una falsă, indusă de premier într-un mod inconștient. Eu sper că acum la această inițiativă rațională să ne așezăm la o masă rotundă cu toții, și asta e rotundă, să știți, cu economiștii, cu specialiștii și să ajungem la o formulă la care noile condiții apărute de la data codului să stea în picioare 10 ani. În acest context regional bulversat, tu poți să devii un exemplu. Domnul Ponta a jucat țara la ruletă, asta mi-a plăcut. Depinde la ce ruletă. Știți că este și aia americană, fiorătoare, n-am suportat-o niciodată. Pentru mine nu este decât un singur zero la ruletă, da? În dreapta lui e 26, în stânga lui e 32. Da? Aveam și eu numerele mele, sigur, la ruletă îmi pot să le fac publice. Aici e vorba de un interes al României, a detaliat, nejucătorul ăsta de Cătălin Predoiu. Bă, bine, bă, domnul Predoiu, da? Asta spuneam și noi zilele trecute. Tu ce vrei să faci? Să ajungi prim-ministru, da? Să-l dai jos pe Victor Ponta, să ajungi tu, Cătălin Predoiu, prim-ministru. Da, tu, prim-ministru. Predoiu. Cum sunt la Predoiu și cum sunt la Becali. Așa, ajungi tu, prim-ministru. Ce se întâmplă, bă, fraților? Credeți că vom arăta mai bine cu Cătălin Predoiu? Cu ce ar putea să vină, de exemplu, liberalii, nu știu, prietenii noștri liberali, cu ce ar putea să vină ei ca soluții umane, vorbim de astea pe hârtie, că asta pot să pun și eu numai în emisiunea asta, 120 de priorități, să vedeți că sună brici. Și așa nu se vor face niciodată. Mă apuc și eu să trec aici toate pasajele, toate trecerile de cale ferată, da? Toate aeroporturile, toate podurile, ce mare lucru să treci așa ceva dacă exact ca Oprescu nu te ții de nimic. Da? Deci ce să facă liberalii? Dați-mi și mie 2-3 nume de la liberali care ar putea să pună țara asta pe roate. Că noi tot citim în fiecare zi, că l-a mai săltat pe ăla, că pe ăla, bă. Bă, din trei, unul este liberal, mă, doi sunt PSD-iști, ok, unul e liberal, în trei, totdeauna. La dăștea m-a atrapat lucru, cum Silie Județene, da, edili, de pe nu știu unde, prieten de-al lui Vasile Blaga, un bun organizator, da, aia care îl primeau cu vin, cu țuică, cu de toate, cu pateu, cu, cum se cheamă, cu pește de la afumat, cu tot ce puteau, îl primeau pe Vasile Blaga, vedem că din când în când nu-i mai sălta câte unul. De parcă liberalii ar fi mai breși cu ceva. Bă, domne, e exact același lucru. Cei vor veni cu căruța lor de condamnabili și vor instaura practic o nouă dictatură. Eu n-am auzit până acum la ei, de când îi sapă groapa lui Victor Ponta, absolut nimic coerent. Ei n-au făcut niciodată realmente nimic. Decât alianțe dintre astea care să-i propulseze, iată, bă, au ajuns în momentul de față să n-aibă niciun lider. Deci, iertați-mă, Vasile Blaga e expirat de pe vremea când i-a dat liber Traian Băsescu. De aproape că plângea Vasile Blaga la televizor.
Da? Țineți minte momentul ăla. Deci de atunci el practic nu mai e politician. Căzuse în toate sondajele, s-a făcut de râs cu... A luat 12% atunci, de nimeni nu se pomenea de el. Se vorbea de aia care luaseră mult și de aia care luaseră puțin. Nu țineți minte că și ștersesem atunci cu guma istoriei, cu Vasile Blaga. Nu mai era pe niciun perete, nici nu mai exista. Era mulțumit că nu se făcuse de râs la alegeri. Ăla era Vasile Blaga. Prin aceste alianțe, încrengături, de astea, sigur, au trăit artificial în multe situații, să nu înseamnă că au devenit peste noapte politicieni imbatabili. Cine, mă? Deci Cătălin Predoiu, Vasile Blaga, cine? Alina Gorghiu. Frumușică acolo să stea într-un tablou așa, că o căprioară de asta. Ocupă-te, doamnă, de o pensiune, ceva pe acolo, pe la Tecuci. Lasă-ne, domnule, cu astea. Da? Vorbiți frumos și faceți nimic, mă. Deci mastodontul ăsta, struț-o cămila asta a PSD-ului, că și ei scorciți și peticiți pe la toate încheieturile, să-mi ești sigur, dar măcar ne duce în crucea cu ei, într-adevăr. E o rușine de partid, am zis-o de atâtea ori. Păi crucea noastră, 25 de ani de nerealizări. Suntem în continuare cu comuniștii la putere. Ce se întâmplă, mă, dacă vin liberalii? De câte ori au venit, degajându-i pe ăștia, pe comuniști, indiferent cum se numeau ei, ce siglă purtau la vremea respectivă, ne-am luat țeapă cu ei. Deci de fiecare dată când au ajuns la putere. Deci n-avem ce să facem, asta spun, când te uiți, Cătălin Predoiu e o soluție pentru politica din România. Tăricianu n-a mai avut răbdare. Nu se mai poate spune despre el că e liberal. Da? Chintuz nu mai are timp. Cine, mă? Căcărău? S-a plictisit, tată, de politică. O să vedem într-o zi că s-a aruncat politic, sigur că nu ni se permite altfel să spunem, și atunci trebuie să o dăm și noi politică, să fim politică corect, să aruncă de la mansarda politicii europene. Dar la un moment dat, nu știi la ce te aștepți de la el. Și nu mai au pe nimeni. Îmi pare rău. Ăsta a fost liberalismul. Radu Câmpeanu, săracul. Da? Nimic. Deci cu ce? Cu Vasile Blaga. Fă bă, râde Traian Băsescu când aude marele liberal Vasile Blaga. Da? El care era un bun executant. Cum să, ce să faci în țara asta, măi, fraților? Ați copiat, ați luat o ciornă de pe la Bruxelles pe undeva, asta faceți. Vă duceți la Bruxelles cum se ducea Nanu pe vremul la Târgu Jiu, de râdeam noi de el. Și vorbea după aia de 2 miliarde la telefon. Avea gagică la Târgu Jiu. Ioan Ițoia ne recomanda să luăm în București gagici, că era mai ieftin. Se vorbea atunci la telefon, fraților. Da, sigur, pe telefoanele redacției. Așa? Nu, el își luase la Târgu Jiu și costa pe Ovidiu o jumătate din avere în fiecare lună când venea telefonul. Despre ce să discutăm, bă, tată? Da? Asta este. Să duc la Bruxelles băieții și din când în când mai găsesc pe acolo câte o ciorbă. Ia o bă, că poate cum luam noi hârtiile de gumă de mestecat pe vremul de la dederiști, de la cehoslovaci, de la iugoslavi. Așa fac și ăștia. Vin cu câte o hârtie și ne spun că ăsta e proiect. Ce proiect, mă? Și în afară de faptul că îl înjură pe Victor Ponta să scape de el. Da? N-au altă variantă. PMP-ul făcea la fel, tot așa, să dați în Ponta, dați în Ponta. Țin minte că ni și spuneau la un moment dat, frumoasele din PMP, aici o includ și pe doamna Ruxandra Dragomir, buna noastră prietenă, știu că ăsta era și dezideratul, că este un cuvânt care se folosește rar de către comuniști, deși ei l-au inventat, deci dezideratul ăsta să scape de Victor Ponta. Asta era campania lor electorală. Victor Ponta își făcea campanie electorală să scape de Traian Băsescu. Că eu n-am auzit pe unul, bun, era Nicușor, Dan și ăștia, l-am votat eu și cu cine eram atunci. Da? Atât. Asta e. În rest, la revedere, tată. Să vota Vanghelie la greu, să vota Onțanu la greu, bă, ăștia să votau. Ăștia să vota și domnul Chiliman la greu, că n-am mai auzit despre el în ultima perioadă. Sperăm că îl iubesc la fel de mult alegătorii sectorului 1. Riscul întoarcerii la austeritate, asta spune FMI despre România, o țară care a rămas pe răbojul Uniunii Europene la capitolul restanțieri. A rămas acolo, să știți, încrustat cu litere de aur numele țării noastre. Austeritatea va deveni în mod inevitabil necesară atunci când finanțarea ieftină și abundentă va înceta și datoria va atinge niveluri mai mari, ni se spune. România a trecut deja în ultimul deceniu printr-un astfel de ciclu nefericit de stimulare excesivă în vremuri bune și de austeritate strictă în vremuri grele. Europenii, sigur, suflă ca și noi, iată, și în iaurt, da? Numai să nu se ajungă iarăși la o situație de tipul, nu Grecia, că ar fi cam mult,
dar de tipul Portugaliei, de tipul Irlandei, da, țări care la un moment dat erau aproape de colaps. Așa că nimeni, iată, în exterior, nu vede cu ochi buni această deșănțare economică a României, care înainte de a pleca în concediu își permite cam multe. E, atenție, pentru cei care încă n-au plecat în concediu, nu cheltuiți chiar tot. Încă la un moment dat va trebui să vă întoarceți în drept. Și atunci, sigur, să vedeți că zilele vi se vor părea mult mai lungi. Da? Cam asta face România în momentul de față. Un pic de prudență, pentru că noi nu avem idei. Dacă am fi avut, ne chemau ăștia deoparte și am fi aflat din ziarele străine. Bă, dar ce vă merge elicopterul? Mi s-ar fi zis. Cum dracu de-a spus țara pe roate în asemenea mod? Nu, tată. Totul s-a făcut după ureche, să împachetau dosarele, le-ați văzut în 5 minute, nimeni nu gândea, da? Sunt niște măsuri luate în pripă, așa, ca să sune bine, dar se pare că mocnește în spate dezastru, catastrofa. Nu trebuie să fii Traian Băsescu sau Mama Umida ca să prevezi crize economice în 2017 sau 2018, ele vor veni oricum. Deci nu trebuie să fii mare analist ca să-ți dai seama că în asemenea condiții, când nu sădești nimic, da? Așa poți să pui un curmal în cadă, de exemplu, și să zici, știi, bă, am reușit să-l proptesc. I-am pus niște pietre în jur, niște apă acolo, da? O să-l ud și săptămâna viitoare și aștept să-mi facă curmale peste câteva luni. Nu, tată, nu se va alege nimic. Așa e și la noi. Stați liniștiți. Cu lucrurile făcute de mântuială nu putem să ajungem întâmplător. E ca și atunci când nu te pricepeai la matematică, îți dădea la profesor 8 probleme de rezolvat pentru acasă. Și tu le fușereai, că nu te pricepeai. Repede dădeai în spate să vezi rezultatul, scriai acolo, făceai 2-3 formule și ziceai că ți-a ieșit. Ți se părea la sfârșit că ai dreptate. Cum mi se pare astăzi Mihaela Rădulescu când se uită în oglindă, că e o citită, e o cultă. Da? Deci te deformai, te denaturai. Tu de fapt nu știai nimic. Bineînțeles. Deci așa este și cu planul ăsta. Nu cumva să credeți în capcană că țara merge bine. Nu. Merge prost. Și este și condusă prost. Adică nu are absolut niciun plan de siguranță în cazul în care să vă împuți treaba. Deocamdată, da, este pe suprafață, la suprafață, un pic bâșbâind, apele încă nu sunt foarte tulburi. Dar se vede deja la orizont începutul furtunii. Suntem la începutului furtunii. Acolo suntem. Desfințăm bacalaureatul, desfințăm evaluarea națională, măsuri provizorii, că nu poți să spui că sunt pe 10 ani. Asta poate să facă numai Vasile Blaga cu Cătălin Predoiu. Nu, astea nu sunt pe 10 ani. Vin de la Radu Zlati. Ăsta e liberal, dacă nu vă mai aminteați. Este unul care vrea să ne conducă, adică. Și liberalii, vă spuneam, sunt, am mai spus odată, mi se pare o frază pe care, dacă aș fi fost Andreea Esca și eram atât de plină de mine, mă duceam și o înregistram la OSIM. Da? Asta cu liberalii sunt niște PSD-și mai proști. Practic asta a fost în istoria României. Niște PSD-și mai fraieri, ca să nu sune chiar direct la obiect așa. Da? Zic că Andreea Esca vrea să înregistreze marca Bună ziua sau Bună seara România, Bună seara București. Invers. Zic. Ce e asta, bă? E, așa trebuia să fac și eu cu chestia asta, nu mă duc să o înregistrez. Ăstea sunt practic liberalii. Deci Radu Zlati propune desfințarea examenelor naționale la sfârșit de ciclu școlar. Evaluarea națională, respectiv bacalaureatul. Asta până când va fi adoptată noua lege a educației naționale. Niciodată care lege? Există vreo lege în educația națională de când a murit Neanicu? Numai la el știai clar, de când te neștai, când ai treaptă, când ai examen, bacalaureat, toate erau bătute în cuie. Nu s-a schimbat nimic, de când mă știu eu. Toată perioada aia a fost identică. De atunci s-a schimbat ce legea educației? Iese cineva astăzi pe băncile școlii din România deștept, instruit? Ce școală e asta? Să trecem clasa, să avem niște note bune, dar într-adevăr, notele sunt mult mai bune decât pe vremuri. Dar nu poți să vorbești cu oameni despre nimic. Având în vedere că, după opinia mea, actualul sistem de evaluare la sfârșitul unui ciclu școlar din învățământul preuniversitar nu evaluează în mod pertinent cunoștințele și mai ales priceperile și deprinderile elevilor absolvenți, propun Ministerului Educației, Parlamentului României, societății civile, cadrelor didactice, părinților și elevilor o măsură radicală.
dar consider eu necesară. Și anume desființarea examenelor naționale la sfârșit de ciclu școlar, clasa 8-a, respectiv a 12-a. Ca urmare a acestei măsuri, absolvenții de a 8-a vor intra în următorul ciclu școlar pe baza mediilor din clasele 5-8 și altor criterii care vor fi stabilite de către MECș, da? Și de către instituțiile școlare care organizează examene de admitere în învățământul literar sau profesional. Absolvenții de liceu vor urma cursul învățământului universitar pe baza criteriilor stabilite de către universități, pe baza autonomiei universitare. Asta propune Zlati pe blogul personal. Dar numai că asta cu mediile, clasele 5-8, depinde cine ești. Vă e frică, nu o să mai poată copia băieții și fetele de politicieni la admitere? Mie mi se pare un criteriu mediile din clasele 5-8. Păi depinde băiatul sau fata cui ești, mă. Ce medii? Adică tu vii, dai ploconul, ești, de exemplu, să spunem, fiica lui Liviu Dragnea, da? Păi ce șanse ai ca tu în clasele 5-8 să iei note proaste? Nicio șansă, da? Nu mai sunt examene. Adică la examen mai puteai să ai. Pentru că acolo, dacă îți venea subiectul dintr-un plic, cum era pe vremuri, să desigila plicul în fața ta, da, cu comisie, cu nu știu ce, nu știa nimeni a cui este teza, numele se închidea acolo, cum era pe vremuri la Ceaușescu, n-aveai nicio șansă. Și dacă nu știai la examen, erai gata, tată. Puteai să fii oricine în vremea respectivă. Puteai chiar oricine să fii. Deci, arată ce ai scăpat de aceste examene, sigur că tu te vei fofila cu plicul. Te vei fofila cu cunoștințele. Te duci la o școală de asta unde ăia știu cine-i taică-tu, cine-i maică-ta, cine-i bunică-ta și așa. Am depășit. Pauză publicitară și ne întoarcem. Vorbim astăzi despre patrimoniul umanității, cele mai frumoase locuri din lume. Ah, bine că nu vorbim despre cele mai frumoase femei, că ne-ar fi fost un pic mai greu. Sunt tot felul de locuri, să știți. Roma, Dubrovnik, Havana, Persepolis, Angkor, Machu Picchu, Marea Barieră de Corali, Parcul Național Virunga din Congo și așa mai departe, la 149 de lei. Patrimoniul umanității, iată-l. Textul litera cu majuscule la 1800. Bun, evenimentul zilei, continuă lupta Cristoiu versus Iliescu, au acum o probă zdrobitoare în procesul pe care istoria, deci nu justiția, îl va intenta lui Ion Iliescu pentru crimele comise la Mineriada din iunie 90. Bye bye, Iliescule, te-ai curățat. Pe mâine!